Voi mai întreb. Dumneavoastră sunteți șantajat de Vlad Plahotniuc cumva? Nu. Atunci haideți să privim o secvență video și să ne explicați ce se întâmplă în această secvență. 2013, eu știu care. Vă rog, vă rog. Iată, urmărim. Vă rog să urmăriți sau știți despre ce este vorba. Eu am văzut că voi pregătiți în... Dar de ce așa vă ridicați când vedeți că se apropie domnul Plahotniuc? Dar eu nu la dânsul m-a ridicat, apropo. La dânsul v-ați ridicat. Se haideți, vreți și domnie să vă spune, stai liniștit, nu te ridica. Natal, lăsați chestii din anul 2013, vedeți care sunt acțiunile noastre, vă spun ce vă spun. Dar se vede raportul de putere între dumneavoastră. A fost întrebare să vă răspund? Mă interesează răspunsul, sau vă trebuia numai... Vă rog. În acel moment a fost un conflict unde Ion Cioban a fost agresat de către Iuri Munteanu și trebuia să înceapă o bătaie. Și eu am sărit încolo pentru a-i lua apărarea lui Ion Cioban. Doar unde asta. Încolo? Trecea pe lângă dumneavoastră domnul Plahotniuc. Sărit înspre Natale. Domnul Plahotniuc. Puteți să insinuiați ce doriți. Eu nu insinuiesc. Eu pur și simplu mă uit eu și văd. Eu am fost, apropo, acela care în 2013 am votat pentru demisia lui Plahotniuc din funcție. Apropo. 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 Și al Marian Ilici Lupu, și al Plahotniuc și mai departe. Nu văd că dumneavoastră săriți în direcția domnului Cioban, eu văd că dumneavoastră vă ridicați în direcția domnului Plahotniuc. Nu scoateți din context. Uitați-vă la toate secvențele care au fost atunci. Noi aici trebuie să încheiem emisiunea, dar apropo, nu mai avem timp, din păcate, încă o dovadă în plus, că dumneavoastră ați mințit astăzi, este că atunci când ați privit filmulețul, ne-ați spus ce? Că ați sărit, v-ați ridicat pentru că se bătea Ion Cioban, a fost un conflict și ați... A fost un conflict între Cioban și Munteanu. Da, și ați vrut să vă ridicați ca să-l ajutați. În momentul în care dumneavoastră vă ridicați, Ion Cioban ședea liniștit lângă dumneavoastră, în stânga dumneavoastră. Dar când vroiați să vă ridicați, vă rog camera, când vroiați să vă ridicați, domnul Plahotniuc se apropia de dumneavoastră. Așa e, eu mi-aduc aminte că a fost un conflict între Iuri Munteanu și Ion Cioban. Aici noi încheiem emisiunea, domnule Dodon. Aici noi încheiem emisiunea. Mâine discutăm cu Valeriu Strâleț. Va fi prim-ministru, nu va fi, deja va arăta soarta. Numai bine, noapte bună!